Nu vă zic cine. Chiar așa deodată să vă zic nu. Pentru că eu nu sunt cu dezbrăcatul pe Instagram. Și cu tine, dezbracă tine și să te văd așa. Eu, în genere, nu este tare fashion la noi. Cât costă un influencer bun pe piața noastră? Cum tu ești, de fapt, și care este viața ta reală? De cercei de la Christian Dior. Ce zmi cowboy? Vă salut, dragi prieteni, într-o nouă ediție de Stil Unic. Suntem aici, evident, la Oasis Shopping Mall, unde au loc schimbările cu invitatele noastre. De această dată o avem, nu vă zic cine, chiar așa deodată să vă zic nu. Avem o influenceriță, o persoană publică în mediul online, cea care impresionează prin numărul de like-uri, prin numărul de oameni pe care o urmăresc. Dacă cifra arată ceva, înseamnă că toată lumea știe cine este, dar dacă nu, eu zic să vă abonați la pagina ei de Instagram și să vedeți câte videouri cu life hack-uri utile are nimeni alta decât Rodica Untilă. Astăzi o să aflăm cum timp de un an a adunat cei 100.000 de urmăritori, deja are mai mulți, și ce schimbări a avut la capitolul stil după ce a lucrat cu mine, cea care i-a făcut detox în garderobă. Să mergem! Rodica, te salut, draga salut, mea! Salut, salut! Știi, oamenii vor să vină în emisiunea noastră ca să vadă dacă eu sunt atât de simplă și ok, cu Instagram par alta, dar în realitate par alta, și când mă cunosc, își schimbă părerea. Tu deja mă cunoșteai, dar ai vrut tare să ajungi în proiectul nostru și eu mă bucur. Da. Dar de ce ai dorit în această emisiune? Am dorit în această emisiune pentru că tu mereu creezi ținute, outfit-uri așa mai interesante și am vrut să văd cum mă vezi tu din punctul tău de vedere. Ok, prima rubrică la noi este să analizăm ținuta în care ai venit. Wow. Așa că eu am să te rog să faci o piruietă, ca lumea să vadă cât de prințesită ai venit tu. Oameni buni, eu nu știu în ce timp și cum s-a întâmplat, niciodată Rodica nu am văzut-o cu kilograme plus. Dacă o siluietă așa trasă prin inel, e ceva. Adică, da, ce e XS aici. Eu mă bucur. Se întâmplă că eu pur și simplu am slăbit 4 kg, mi-am schimbat regimul de alimentație, mă simt mai încrezută, mai bine și stilul meu vestimentar la fel s-a schimbat, mai ales că a venit toamna, la fel este un sezon nou care mă inspiră mult. Eu spuneam în intro că noi ne cunoaștem de ceva timp, am reușit să-ți văd și fosta ta garderobă, acolo ne-am creat ținute, sper eu să mă chem și în actuala garderobă ca să creăm ceva frumos împreună. Da, sigur. Eu atunci când cunosc participantele și invitatele noastre, mă simt foarte comod. Dacă observi, asta este și prin vestimentație. M-am îmbrăcat super lejer și de bază ca tu să fii în centrul atenției, wow, și oamenii să ne comenteze dacă le place rochița, pantofii. E totul tare superb, diafan, și mă duce așa pe locuri cu idei de vintage, adică rochie de ceva timp. Paulița e la școală, presupun. Da, Paula e la școală, e școlăriță. Cum te-ai adaptat cu regimul de școală? Aveți fată mare deja? Da, avem fată mare, îi place foarte mult, este foarte entuziasmată. Deci este o școală privată, de la orele 7, jumătate este din casă, vine seara, face temele acolo, noi mai repetăm. Obosește și se culcă. Da. Ai fost la Oasis Shopping Mall? Am fost doar că așa, de câteva ori prin treceri. Nu pot să zic că am analizat. E timpul potrivit să facem o plimbare împreună, să vedem, wow, ce magazine sunt. O să mă surprindeți frumos, eu simt. Cu siguranță. Niciodată nu am avut așa întrebări. Tu ai eclipsat și bărbatul de la fază. O să emoționați și ne întrebați. Pe stânga să știi că avem o galerie aici la Oasis, tare superbă, și eu zic să mergem aici să facem parte, wow, de interviu, pentru că te asociezi așa cu interiorul, wow, mult. Eu am simțit cum să mă îmbrac, da? Te-ai uitat la edițiile noastre de Stil Unic? Ai văzut ce facem? Am văzut. Așa că ești deschisă să facem și provocări frumoase și interesante. Dacă o să corespund stilului meu, să nu fie ceva extravagant, pentru că eu nu sunt cu dezbrăcatul pe Instagram, eu trebuie să fiu îmbrăcată ca să nu mă alunge soțul de acasă. Soțul este gelos? Ai mai menționat în multe stories-uri că ești, noi și vedem că ești decentă și mereu la 4 ace, dar
Cred că educația asta vine și din cuplu, adică cred că aveți unele valori care soțul le zice, măi, asta nu, asta da. Da. Cum e în cazul tău? Este, așa cum ai spus tu, el se simte confortabil atunci când eu arăt ca o soție meritată. Așa, așa, fără mult decolte și fără mult pustă. Da, fără ca toți să-mi analizeze diverse părți ale corpului, să zic așa. Atunci când te îmbraci ceva, în ceva, soțul tău îți spui, măi, asta e mai bine decât cea de ieri sau aia îmi place mai mult, se dă cu părerea? Nu mereu, el când vede doar că este prea scurt, doar atunci face observație. Ah, okay, ca să mă uimesc, trebuie să... Dacă ne îmbrăcăm un oversize-uri de astea? Cam nu prea în ultimul timp cu oversize-ul. El, în genere, nu este tare fashion la noi. Noi suntem așa, două contraste diferite. Eu îi procur lui hainele, 99% din garderobă. Adică eu să-l iau pe el la magazin, asta e o raritate. Deci, dar tu îi le procuri fără să înțelegi dacă pe el o să stea sau nu la ochi? Plus minus, da, la ochi sau dacă cumva îl convingi de câteva ori pe an, pe cam la Iași sau undeva peste hotare, atunci, o oră de vreme. Deci nu are treabă cu shopping-ul. E important că îți cumpăr ție. Deci vă cumpărați unul la altul și asta este foarte bine. Dar întotdeauna te gândești la garderoba și al soțului și al copilului, cumva să vă asociați. Da, da, da. Și mai ales că mai facem și unele sesiuni foto, să se privească așa armonios, în aceeași gamă de culori. Rodica, hai să vorbim și cu, să te prezentăm urmăritorilor noștri care poate, o mică probabilitate, nu te cunosc, dar totuși să te prezentăm, să ne spui cine este Rodica Untilă, cum a crescut Rodica Untilă și cum s-a dezvoltat în toți acești ani de când ești în mediul online. Eu sunt mamă, soție, blogger, influencer, spuneți cum doriți, deci de 6 ani practic sunt pe rețelele de socializare, am început cu un magazin online de haine pentru copii, îmi plăcea foarte mult să îmbrac copilul meu frumos, după care am început să-mi dezvolt blogul personal, să fiu foarte activă, foarte perseverentă și asta și-a fost cheia spre succes ca să continui, să merg mai departe. Mă bucur că cumva te-ai prezentat ca influencer, de multe ori atunci când prezintă cineva că este influencer sau blogger, toți se dau cu, nu, eu nu sunt influencer, cumva se tem și nu le plac acest termen. Cum e în... În viziunea mea este că influencer să fii, da, să-ți placă asta, e ceva super, pentru că nu orice persoană ar putea să fie influencer. Cei care cred că este atât de simplu, trebuie doar să încerce și să vadă. Însă dacă ți-ți place ceea ce faci, doar poți să te mândrești cu asta și mai ales dacă te simți bine în acest domeniu. Ești unul dintre influencere pe care aș vrea să-l laud din mai multe puncte de vedere. Unu, că nu ți este frică să împarți secretele tale și cu ceilalți oameni, direct și gratis, pentru că ai făcut și un webinar foarte ok, foarte la temă, cu mici instrumente, cum putem crește organic, frumos, ca să ajungem la succes. Pentru că noi știm deja că mediul online poate aduce profit și poate aduce profit mult mai mare decât te aștepți. Da. De asta eu vreau să te întreb cum a crescut Rodica Untilă atât de rapid, pentru că cred că a fost un an de zile în care ți-ai luat avântul și a fost un boom, adică 6 ani ești pe piață, dar în acel an s-a întâmplat... Da, eu 2 ani am muncit la o pagină comercială de haine, eu am crescut practic de la zero, am ajuns să avem clienți, profituri foarte bune, deci eu ajungeam să fac într-o lună cât făceam 4 luni de activitate ca farmacist, eu de profesie sunt farmacist, după care am început să trec să-mi dezvolt blogul ca eu să pot să-mi promovez acele produse, pentru că noi știm că promovările la blogeri costă destul de mult și puteai să iai o promovare. Da, doar că îți făcea promovarea aceea și dura 24 de ore. Eu doream să mă promovez de dimineață până seară, continuu să-mi promovez produsele. M-am regăsit aici și am știut ce strategii am folosit în pagina comercială, le-am aplicat în blogul meu personal și o pagină comercială ea are o activitate mai mică decât un blog, pentru că oamenii se uită la oameni, oamenii apreciază oamenii și respectiv și avalanșa a fost mai mare. Am avut careva idei, am simțit, am învățat și am arătat că pot. Și cel mai important că transmiți asta și oamenilor, adică pentru mine a fost un pic... Nu șocant, dar chiar m-a impresionat faptul că, uite, nu ți-a fost frică să dezvălui secretele și să faci un curs în care să dai asuri din mâine că oamenilor care poate abia încep, pentru că mulți vor să înceapă un blog, dar nu știu de unde să înceapă. Fie și aleg varianta de lifestyle, fie mai multe fashion sau orice altceva.
tu le faci pe toate, adică ai și rubrică de fashion, ai și rubrică de mamă, care prinde cel mai bine? Ce trebuie să facem acum? Deci, depinde foarte mult de tine, ce-ți place ție mai mult, da? Tu dacă, de exemplu, ești expert într-un domeniu, tu dorești să-ți vinzi anumite servicii, produse, care e scopul tău și de ce tu vrei să-ți faci? Trebuie să știi segmentele tale ca să te dezvolți, da? Dacă nu știi care, despre ce vrei să faci acel blog, sunt anumite întrebări la care poți să-ți răspunzi, da? Ce-mi place mie, ce sunt expert, de ce părere cer prietenii de la mine, cu ce mă ocup cel mai des, da? Și tu ești un expert în ceva sau îți place ceva foarte mult, te dezvolți în acel domeniu respectiv și o arăți pe rețelele de socializare. Eu arăt lifestyle, viața mea, pentru că oamenii s-au regăsit în felul meu de a fi. Eu am și motivație, fashion, rețete, decorul casei, acum când ne-am mutat, tot prinde foarte bine. Foarte bine și foarte multe întrebări și vreau și proiectul casei, spunem câți metri pătrați are o daie, ce e, de unde ai luat, ce în continuu. Dar nu știu cum se face cu casele, pentru că în momentul când m-am mutat și am început să postez, rata de pe stories a crescut cu 20%, deci până acum oamenii probabil se plictisesc să postez doar emisiuni, fashion și atât. Vor să mai vadă și vreau altă parte. Vreau să vadă Nicoleta din diverse puncte de vedere, pentru că ei se regăsesc în diverse puncte de vedere astea care puleare. Ați o rețetă, un fashion, nu poți arăți doar fashion, 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 doar expert, expert, expert. Trebuie să arăți ceva să al tău. Prin... Cum tu ești de fapt și care este viața ta reală? Pentru că oamenii văd și prin ei anumite laturi ale lor, ceva undeva cu ceva tu îi captezi pe ei, da? Prin modul tău de a fi. Pe mine m-ai captivat și eu totuși sunt jurnalist de meserie, așa că o să vin cu întrebări directe și la temă. Cât costă un influencer bun pe piața noastră și, nu știu, cât costă de acum? Vrem să colaborăm cu Rodica Untilă pentru un magazin de haine. Care este prețul tău? Pentru un magazin de haine, aici depinde ce include, da? Pachete, promovare pe store și vreau să vă zic așa, de la câteva sute de euro încep prețurile la blogerii cu așa o audiență, iar cel mai important este că prețurile mereu cresc. Sunt în creștere, băi, mai e ceva ca Bitcoin-ul, recomand să vă apucați să nu pierdeți. Eu totuși vreau să vorbesc și despre respectul dintre influenceri, știi? Unele magazine, nu mă refer la mall-uri, dar atunci când este o piață, un vânzător își pune prețul la o haină 30 de lei și roagă pe ceilalți vânzători să nu strice piața, gen să rămână la același preț. Cum este în cazul influencerilor? Voi vă conduceți unul după altul sau fiecare are prețul lui și voi nu aveți treabă ce preț ia unul și ce preț ia altul? Deci, fiecare are prețul lui pentru că fiecare deja este un brand personal. El știe că munca mea, timpul meu merită acest preț. Dorești să colaborezi, este bine, nu, la fel este bine. Fiecare în dependență, da, și pune singur prețul, dar oarecum este o medie pentru că noi nu putem să exagerăm. Plus, minus, variază, dar fiecare alege dacă dorești să spună mai mult, pot să zic așa. Dacă, de exemplu, tu dorești să faci o promovare într-o săptămână și să ai un preț exagerat, poți deci face. Deci am înțeles, contractele Rodica Untilă cresc lună de lună, de luna asta a avut 10.000 de euro și la viitoare posibil o să ajungă la 20.000 la, de euro. La milion? Nu este atât de simplu. Dar care e apogeul tău? Unde vrei să ajungi? Care e scopul final? Deci scopul meu este ca eu să continui să mă dezvolt, pentru că eu nu pot să stau locul. Eu vreau mereu cumva să evoluez. Și asta pe mine mă face să merg înainte. Super! Da. Ai evoluat foarte mult și la capitolul stil. Eu nu știu, adică știu. Ai și lucrezi cu stiliști. Îmi place că de fiecare dată când achiziționezi ceva, mai ales piesele de rezistență, te consulti. Ce trebuie, ce nu trebuie. Da. Mă gândesc de 100 de ori dacă merită de investit într-o geantă de brand și îmi trebuie toți la rând. Dacă, de exemplu, vreau să fac o investiție mai generoasă, așa. Ok, dar când te uiți la fotografiile tale din 2015, comparându-le cu astea din 2023, diferența de stil este colosală. Da. Și nu mă refer doar la haine. Ai lucrat tare mult, inclusiv cu silueta corpului, păr, tot foarte bine. Ce s-a întâmplat? Când? Adică te ajută lumea asta online să-ți dai seama că mai trebuie să schimbi ceva, da, trebuie să faci ceva. Te ajută și după cum am spus eu tind mereu să arăt mai bine, să îmbunătățesc ceva la mine și oarecum încercând mereu ceva nou și învățând ceva nou, tu cumva te ridici. Așa. Noi cred că am discutat tare mult, avem multe minute de interviu și îmi place că a fost scurt.
scurt și la temă, ca și oamenii să ne înțeleagă. E timpul eu să te stilizez cumva, doar că nu știu cum. Pentru că mă așteptam să fii așa mai casual îmbrăcată ca mine, ca să-mi fie mai ușor. Tu te-ai îmbrăcat ca o prințesă, eu ce să-ți mai fac? Ți-aș pune, nu știu, o geantă, ți-aș da, niște cercei. Da, nu, că ai și cercei super. Nu am ce să schimb, deci nu am ce să schimb. Nu, ceva tu ai să faci, că doar te percepi, eu știu. Nu, da, nu, dacă schimbăm, trebuie să schimbăm totul, astfel ca să lăsăm cercei și să meargă la podoaba ta capilară, ca să nu stricăm coafura. Dar pe tine te las să savurezi, să te duci prin galerie, să te relaxezi. Jos avem și cafenea, la Sonia e foarte bună cafeaua. Și să te lași răsfățată. Eu știu că tu acasă le faci pe toate. Chiar ești mama care are grijă de copil, de soț, mâncare, curat. Deci eu când mă uit la story-urile Rodica, imediat mă ridic și mă uit dacă mai am praf. Și zic, Doamne, trebuie și la mine să fii curat, tot tătă-i nou, trebuie tot să fii curat. Da, da, da. Așa e, mie ordinea, da, mă relaxează și îmi place. Dacă, de exemplu, tu ai ajuns să te muți în casa viselor tale, tu nu-ți permiți că acolo să fie haos pur și simplu. Te iei, te apuci, faci. Știi, la apartament este mult mai ușor, nu este atât de mult de lucru. Dar oricum, tu intri în rutina asta și devii mai... îți apar și alte abilități, da? Dar le reușești pe toate. Încerc, încerc. M-am învățat să deleg în ultima perioadă, mă cer ajutorul tatălui, mamei, s-au mutat aproape de noi. Cumva încerc să reușesc. Bravo, și să nu mă consum tare mult, că asta tot e tare important, să ai energie. De asta vrem acum să te relaxezi și să te detașezi. Nu trebuie să ștergi niciun colb, tot e curat, tot e frumos. Te plimbi, doar faci stories. Ai văzut că l-a tăiat lemnul, eu n-am vrut să vii. Am invitat-o la vreau la țară, dar dacă n-a vrut femeia, ce fac? Eu am casa mea la țară. Noi putem să mergem la tine la țară să facem, dar gata, da? Să terminați sezonul altădată. Altădată, da. Îmbrăcat ca prințesa, eu nu știu cum să o îmbrac. Înțelegi? Uitați-vă la mine, prezentatoare de stil. Am îmbrăcat basic, o pereche de blugi, Nike-uri, maiou. Nu vreți să știți cât am căutat maiou ăsta, dar l-am găsit. În Italia, clar, nu la noi. Dar o să mergem pe varianta clasică, la fel, că nu pot să-i dau acum costum sport la bucle. I-am promis că îi păstrez cerceii de la Christian Dior și buclele. Așa că mă gândesc și trebuie să mai țin cont și de soț, pentru că eu știu că el e gelos și nu vreau să facem un scandal. Dar eu cred că o să vină, el vine XS. Ok, da, noi să vedem acuși. Adică mie îmi trebuie un bralet la costum și ăsta de piele îmi pare superb. Ce părere aveți? Zic că s-o pricepută. Aici nu, nu trebuie să te complici, magazinul ăsta așa e de frumos, cât atât e stilat. Fiecare episod avem și câte o lecție de stil din emisiunea Stil Unic. Lecția mea de stil de astăzi și ultima și toate cele din urmă și în toate episoadele și în toate sezoanele, eu, dragile mele, vă doresc să fiți stilate oricând și să vă îmbrăcați în ceea ce vă simțiți comod. Iar atunci când nu știți dacă se asortează una cu alta, dacă e bine sau nu, cel mai bine este să consultați pe Nenea Google. Acolo este tot, și articole, și nuanțe, și modele. Fiți fericite în haina pe care o purtați și chiar dacă haina nu face omul, să știți că prima imagine și prima impresie despre un om oricum o face lucrul cum sunteți. Să chemăm pe Rodica să o îmbrăcăm. Vreau mai întâi să te întreb în ce crezi sau presupui că te-am îmbrăcat. Nu știu, un articol. Rochi. Rochi, ok, greșit. Greșit? Dar în ce te-am încălțat? Ce-s mie cowboy? Greșit. Îmi pare bine că nu ai nicio așteptare. Da. E important. O senzație așa interesantă. Eu v-am așteptat 15 minute. 15? Da, cam așa. Știți cât de rapid am ales totul?
Deci urmează tu să probezi, să comentezi și după să expediezi soțului o fotografie, el fiind la birou să-i transmită un mesaj vocal dacă îi place sau nu, dacă aprobă sau nu. Ei, Rodica, și cu tine, drag, tine, și nu te văd așa. Deja mă emoționez. Sper că n-ai pus vreun bici de cel. Mai n-am găsit, chiar se va sorta super. Hai. Ok. Dori, ești cu leapa. Deci mie tare mult îmi place ce a ieșit, chiar dacă am vrut ceva mai așa, mai simplist, dar dacă Rodica a venit cu coafură, machiaj, tocuri, cerceluși, trebuia să îndeplinim tabloul stilistic. Rodica, hai, vino aici lângă noi. Ta-dam! Deci, zi-mi tu că nu e o ținută de divă. Da, e o ținută superbă, îmi place foarte, foarte mult. M-am speriat inițial de corset, dar totul este decent. Pălăria scoate în evidență ținuta mie, la fel foarte mult îmi place. Costumul este ceva ce eu nu am mai purtat, nu am mai avut. Este interesant și acum sport așa gențile mai minimaliste, cu elemente aurii. Asta la fel este tare faină, potrivită pentru sezonul care vine. Și vezi că ți-am ales un pantalon lung, lung, curgător, ca să se vadă doar vârful pantofului, pentru că cumva așa este corect să purtăm. Mie îmi place tare mult, să știi că o să ne zică cei care ne urmăresc care ținută vă place, în ce a venit Rodica sau asta, sau ambele, pentru că ambele sunt frumoase după mine. Noi avem pentru tine și un test, un interviu blitz și niște cadouri pe masă. Dacă facem doar o ținută sau mai multe ținute? Una. Una? Eu țineam că mai mult. Rodica, au venit să facem o garderobă întreagă de ținute. Prima provocare este să-i transmiți o fotografie soțului și să vedem reacția lui, dacă îi place sau nu. Ok, facem. Hai. Andrei, da? Ținută, dar nu știu, scrieți-vă rog pe Facebook numărul lui sau sunt. Super ținută, dar și scrieți-vă. Sper că nu... nu știu. Haideți să auzim. Tot e super, dar ce mai greu? E trei provocare îndeplinită, da, retrăiesc. Provocare cu succes, dar aveai cumva idee că o să zic că dezbracht chiar amul nu-mi place. Poate să fie așa? Poate să fie. Și tu cum reacționezi? Mie îmi place. Adică dacă ți-ți place, n-ai chestia asta că măi, nu-i place. Zic, argumentează de ce nu-ți place, așa se poartă, așa e în trend. Dar de obicei gusturile noastre corespund. Foarte rar este când el îmi spune că nu-i place. Prima provocare acceptată cu succes. Acum mai avem un interviu blitz scurt. Dacă răspunzi la el, mergi acasă cu punguța plină, cum se spune. Să mergi cu cadouri. Nu știu, pentru tine, pentru soț, pentru Paulița. O să vedeți, o să le repartizați între ei. Așa că e simplu, trebuie doar să răspunzi și atât. Așa. Să vedem unde a trimis WhatsApp. Câte sectoare are orașul Chișinău? Repede trebuie să răspund. Trebuie să gândești. Botanica, Buican, Ciocana, Rășcanov, Cacen, Poșta Veche, Telecentru. Te-ai oprit foarte bine la primele 5. Ce? Doctoare, nu, Telecentru nu mai este boscos. Da, nu? Da, corect, primele 5. La primele 5 ne oprim. Ești născută pe data de? 28 iunie. E zodia? Rac. Rac, așa. Vedem că ești o fecioară după cât curat faci. Fecioarele sunt așa mai... Ce ți-a plăcut la soțul tău cel mai mult? Că este foarte sincer, deschis, bun la suflet, omenos, muncitor și glumeț. Așa, ce nu-ți place când oamenii fac? Când încearcă să te manipuleze, când te mint și încearcă să te folosească. Mâncarea ta preferată este? Ceva legume cu carne sau... Rodica mănâncă chiar echilibrat și nu știu cum. Soțul îi gătește grătare fiecare zi, ca și gurafă, dar îi mănâncă legume. În copilărie, mama te dezmerda? Rodicuța, prințesa. Cel mai mare oraș din Europa este? Cel mai mare oraș? Poate să întreb soțul. El la geografie are nota 10. Super, dacă acum o suni. Care e cel mai mare oraș din Europa? Haideți. Da, ce? Sigur, dar ai fost acolo. Am fost? Cu el. Cu el? Istanbul? Istanbul.
Care e cel mai mare oraș din Europa? Poftim? Noi am fost acolo. Cel mai mare oraș din Europa după număr de populație sau după ce? Da, da. Da, e Istanbul. Corect. Da. Am sunat să verificăm. Așa, când vin oaspeții în vizită la casă nouă, nu-ți place când fac? Când fac ce? Când fac ce? Când poate stric ceva, nu știu. Dar n-ai avut în cază. Parcă, e de vreme, că e de vreme. Tot ok, noi nu chemăm foarte, foarte mulți ani. Maxim așa, 2-3 perechi, ca să putem să le acordăm atenție, să stăm cu ei. Uh-huh. Ești căsătorită de câți ani? Acum și facem 10 ani. O, 10? Da, faceți o nuntă? Nuntă am făcut 10 ani în urmă. Nu mai faceți una? Facem altceva. Așa. Cel mai memorabil comentariu negativ primit a fost? La ultima postare, acum recent, mi-a scris că ai gura strâmbă. Doamne! Unde? Nu știu. Și cum ai reacționat? Pur și simplu am blocat. Eu primesc Nicoleta, deci să spun ceva. Ține de critică. Mi-am promis așa că eu critică am să primesc doar de la persoanele pe care eu, de exemplu, le achit ca să mă critice, da? Eu sunt expert în domeniul meu, respectiv, tu ești expert în domeniul tău, eu plătesc pe Nicoleta Adam să-mi critique ținuta, ok? Eu de la tine primesc critică, dar de la cine nu am nevoie să primesc critică, vă rog, bloc-o pentru voi. Da. Bravo! Eu la fel așa fac și mi se pare o decizie corectă. Rodica, arăți impecabil. Ai venit impecabil, te-am făcut impecabilă. Super. Și mai avem și un cadou impecabil, wow, pentru super tine, ca să te bucuri tu și familia ta. Aici să notezi următorul webinar, care cu siguranță nu va mai fi gratis. Poate eu să filmez, da? Sigur. Aici avem un carnet, wow, cadou de la Oasis, unde să notezi toate secretele pentru următorul webinar. Uh-huh. Iar aici o sticlă de vin spumant, ca să o savurezi cu soțul acasă. Mulțumesc. Și acum arată foarte plăcut ținuta, pachetele. Eu cred, da, că tot se asortează perfect. Am trecut provocarea, da? Super, super. Noi vă mulțumim. Știți, o clipă, soțul a zis că Istanbul e pe două continente, nu poți să zici doar Europa. Așa. Iată, producătoarea trebuie să știe toate astea. Iată, așa, v-am spus că lui Asun tot ce ține de studii, mă bucur că studii, da, geografii și tot așa. Să ne zică și nouă, că noi, da, noi suntem la buni la capitolul stil, dar mai departe producătorii se ocupă. Rodica, eu îți mulțumesc tare mult, mersi că ai acceptat invitația mea, iar cu voi ne revedem deja într-o altă săptămână, cu un alt format, într-un nou sezon, tot aici la Oasis Shopping Mall, o nouă emisiune altfel de stil unic. Pa, pa! Mulțumesc! Of you. I show that I live right, and I'm never gonna let you out of my sight. I've been up.